Deja după prezentarea asta mă simt ca într-un SF. N-aș fi crezut niciodată că o să fie cu putință într-un spital românesc și într-un timp atât de scurt să ajungem să putem să trăim ca dincolo de ocean sau ca dincolo de canalul Mânecii. Pe de altă parte, mă uitam cât de mult a contat o echipă formidabilă care a lucrat la acest proiect, cei de la spital, cei de la Fundația Vodafone, dar și cei de la o organizație foarte inimoasă și am constatat ce înseamnă să poți să lansezi un asemenea proiect numai din câte mail-uri am primit ca nu cumva să nu ajung azi dimineața aici. Pentru nimic în lume n-aș fi vrut să nu fiu aici în dimineața asta, pentru că e, cred că, unul dintre cele mai frumoase cadouri așa în ajun, un fel de Moș Crăciun venit ceva mai devreme, pentru niște copii foarte, foarte mici, care altfel ar avea șanse și mai mici să supraviețuiască. Și aș mai vrea să adaug faptul că domnul, așa cum spuneam și la trecută, că domnul Cătălin Căstoreanu cred că este un personaj ideal pentru orice film și aștept să se facă un film pe subiectul ăsta și poate că o parte dintre noastră nu știți. Ieri a fost Sfânta Ecaterina. De Sfânta Ecaterina se sărbătoresc și cei care se numesc Cătălin și Cătălina. Așa încât eu cred că am avut o protecție de foarte de sus, pe lângă cea de aici, de foarte aproape de noi. Sper să nu avem niciodată nevoie aici, dar atunci când cineva ne va suna și ne va întreba unde să meargă, să știm sigur că există un loc de unde copiii noștri să poată să meargă mai departe spre o lume foarte frumoasă, dacă așa arată în momentul de față o secție din România.